Strada armenească. Mai la deal de piața centrală, în coasta Ministerului de Interne. Aici, în curte, e sediul Partidului Mafioților și casa Cinului și Anănașului. Și iată, cu ocazia asta, zi și noapte stă aici mașina poliției patrulare, lângă Biblioteca Publică de Drept. N-au nicio urgență, nicio misiune specială. Și trece și aici să-i asigure liniștea boierului. Uitați și misiune specială au băieți, încât stăteau culcați în timp și am ușor răz s-au ridicat când au văzut că sunt filmați. Misiune specială. Produc noxe și biogaz, cheltui bani publici ca să asigure liniștea șefului de clan mafiot. Și am spus că au treabă mare, dar stau de fapt pe telefon, probabil. Misiune urgentă. Deja de câteva luni stau aici, de când s-au mutat PD-ul în sediu nou, și stau aici. Vă dați seama cât de independent e poliția și cât e din slujba noastră. Mai degrabă ăștia sunt niște gardieni de mafie decât poliție în stat de drept. Dar prea puțină lume înțelege chestia asta și lucrurile nu se schimbe de grabă.